Primăria Chișinăului insistă ca terenurile de joacă pentru copiii din curțile blocurilor, dar și cele din parcuri, să fie închise. Decizia a fost anunțată pe pagina de Facebook a edilului Capitalei Ion Ceban, care a dispus ca responsabilii să înceapă sigilarea acestora, dar și a celor cu aparate de sport. Primarul mai scrie că în ultima perioadă aceste locuri au devenit aglomerate, iar cetățenii nu conștientizează pericolul pe care îl prezintă și a rugat oamenii să nu rupă benzile. Despre riscul pe care îl prezintă aceste locuri a vorbit și șeful ANSP, Nicolae Furtuna. Am venit cu rugămintea către organele Ministerului de Interne ca ele în continuare să fie suspendate și asta să fie un loc tabu pentru copii pe perioada epidemiei COVID, deoarece riscul de infectare a copiilor rămâne a fi unul mare. Între timp, autoritățile din sănătate anunță o cifră tot mai mare de micuți infectați cu noul tip de coronavirus. 628 de copii s-au îmbolnăvit de COVID-19 de la debutul pandemiei și până în prezent. 70 dintre aceștia se tratează în spital. Conform datelor statistice, cei mai mulți au vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, aproape 200. Alți 139 de bolnavi au între 6 și 9 ani. Cam tot atâția, mai exact 131, au între 1 și 5 ani. Cei mai puțini copii care s-au îmbolnăvit de COVID-19 au între 16 și 17 ani și până la un an. Este vorba despre 89 și respectiv 51 de pacienți.